Da, a devenit țara mai bogată de când ați preluat guvernarea Partidului Eu de pot să vă spun un singur lucru: nu este cea mai bună perioadă să fii responsabil de economie. și am știut asta din prima zi în care am acceptat, eu, de exemplu, acest post. Însă, în același timp, acum este momentul să faci diferența dintre. Uh, această stagnare pe care am văzut-o timp de decenii, și un, uh, o pregătire de un avânt economic, pentru că ambiția noastră nu este deloc mai jos decât asta. Uh, țări din regiune, uh, țări din lumea întreagă, în situația în care suntem noi acum, au mai fost, eu vorbesc aici, de ce și Irlanda vreo 40 de ani în urmă. Aceiași Estonia 30 de ani în urmă, Georgia 20 de ani în urmă. E timpul nostru să, avem, să, punem, punct, să punem la punct acele reforme curajoase, poate uneori mai greu de explicat, mai complicate, însă cumulativ acestea vor oferi un impuls economic de care avem nevoie noi ca și, ca și țară și ne duce cap foarte bine, știm ce trebuie de făcut și cu asta ne ocupăm împreună cu colegii, împreună cu echipa din minister, împreună cu colegii din, din guvern.